Moș Crăciun a ajuns și la Centrul de Recuperare Neuromotorie Pruncul Iisus din Mediaș. Instituția a organizat pentru beneficiarii săi un program de colinde, iar moșul a fost și el invitat special. Nu a venit cu mâna goală, ci a adus câte un cadou pentru fiecare copil în parte, acela pe care micuții și l-au dorit. Sărbarea de Crăciun a fost ultima activitate din acest an a Centrului de Recuperare Neuromotorie Pruncul Iisus din Mediaș. Centrul de Recuperare Neuromotorie Pruncul Iisus Mediaș, proiect al Asociației Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, își încheie activitatea anului 2022 cu sărbarea de Crăciun, unde, alături de copiii și părinții care frecventează centrul, am adus vestea cea bună a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, am colindat, am spus poezii și ne-am bucurat împreună că am putut să trecem cu bine încă un an de activitate. Doresc pe această cale să mulțumesc tuturor colaboratorilor, grupului de voluntari de la Sibiu, care l-au ajutat pe Moș Crăciun să aducă daruri pentru fiecare copil și fiecare a primit ceea ce și-a dorit. De asemenea, Nova TV, monitorul de Mediaș, tuturor grupurilor din online care mediatizează activitățile noastre, susțin, promovează activitățile noastre și care sunt alături mereu de cei aflați în nevoie. Urăm tuturor sărbători fericite, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos să aducă tuturor bucurie, pace, sănătate și să sperăm că ne revedem cu bine în anul 2023, într-un an mai bun, care să asigure în continuare un sprijin pentru cei vulnerabili din media și din localitățile limitrofe. La mulți ani tuturor! Mulțumim!